Vlad, eu m-am întâlnit, am discutat cu mama, deoarece tu ești fratele mai mare, Daniel e fratele mai mic, Alexa e de-am soara mai mare la tăți voi, deci eu am un cadou pentru voi trei, deci asta în cinstele lui tata, care din punctul meu de vedere și la mai mulți oameni a fost un bărbat adevărat și un erou adevărat pentru țara noastră, de asta ca amintirii de la tata, voi să aveți posibilitatea să vă faceți studiile acolo unde voi ați dorit. Că iată, Alexa spune că vreau de vii sau economist sau jurist, tu ce? Părinca nu te gândi, a? Dar mă pensi dai cu kickboxing, da? De asta, pentru Alexa... Daniel, vin. Deci, pentru Alexa, pentru tine și pentru Daniel, când ați crească mare, eu am făcut deja transferurile bancare, Alex a ajuns, iată, chitanțele și pentru Alexa, și pentru tine, și pentru Daniel, câte 10.000 de euro ca să învățați acolo unde ați vreți voi. 10.000 de euro, Daniel, Vlad, să... 10 atâli când îți crești mare și îți duci la învățat. Da, când îți duci și îți înveți. Amui, tu faci numai fotbal, așa că, știți cum, s-o cutiți când aveți un prieten nou în numele meu, aveți un frate mai mare, știi cum, este voi situație. Nu contează cu școala, cu universitatea, ori de care, știți cum, tata e în cer, el e înger păzitor pentru voi și pentru toți copiii din lume, dar e important că știți că aveți un frate mai mare. Ладно? Așa că, cât bun, Alex, bucuros să vă cunosc. Daniel, da, și surpriza mică care merge acasă, cum îl cheamă pe dânsul? Dante cum? Dante Ciofo, căsarcic, a? Pentru noi e un mare ajutor lucrul ăsta. Pentru copii a să fie un scop, a să aibă și ea să duc și a să învețe, a să aibă un sprijin. Da, corect. Mama să-i susțină cu cea spate, da. Și vă mulțumim mult dumneavoastră. Da, ok. Eu bucuros să vă cunosc. Mulțumesc. Și cum am spus, ușile mele tot timpul sunt deschise.